Salut și am găsit la un nou video clip pe acest canal. Astăzi facem încă o simulare, însă în simularea de azi avem ceva diferit. În simularea de azi o să transferăm jucători care sunt 18 ani sau sub 18 ani și o să încercăm să câștigăm Champions League-ul și foarte multe trofee cu ei. Pentru această simulare am ales-o pe Rotherham, care este mântă față în Championship și o să încercăm prima oară să o ducem în Premier League, ca ulterior să câștigăm și Champions League-ul. Însă nu uitați înainte să începem să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să strângem acolo cât mai mulți abonați, să ajungem la 1000 de abonați și desigur să activați și clopoțelul pentru a primi notificări mereu când postez. E bine, acestea fi spuse, haideți să setăm și obiectivele. Și obiectivele sunt în felul următor. Echipa noastră de 18 ani sau sub 18 ani trebuie să câștige Champions League-ul. Acesta este main obiectivul, să zic așa. Așa că o să punem un singur Champions League de câștigat. Însă până la Champions League eu zic că putem să câștigăm și alte trofee și eu zic că putem să punem și 10 trofee să câștige această echipă. E bine, și prin aceste două obiective vreau să mă bag încă un obiectiv să câștigăm de două ori liga. E bine, putem să facem în primul sezon în caz că se descurcă bine jucătorii noștri, însă în Premier League trebuie să câștigăm neapărat Premier League. E bine, în momentul de față echipa arată în felul următor. Am schimbat eu formația, de asta nu stau bine jucătorii, însă o să schimbăm radical, o să arate complet altfel echipa și o să încercăm noi ca jucătorii noștri pe care am cumpărat să joace în totalitate. Noi o să schimbăm doar primul 11, noi o să ne legăm de banca de rezerve, așa că o să trească să aducem cei mai buni jucători tineri sub 18 ani sau 18 ani. De aceea haideți să o luăm de la portar până la striker să vedem ce reușim să construim în această echipă. Și începe cu prima poziție, care este Johnson ca portar, însă noi o să schimbăm. Am uitat să menționez faptul că avem 1 bilion de euro aici, avem bani necesari ca să facem transfer. În caz am pus eu acolo, în caz că o să avem nevoie, deși nu cred că sunt tineri și nu o să coste așa de mult. E bine, și la portar avem două variante foarte interesante, un jucător de la Toulouse și un jucător de la Benfica. Ambii jucători au potențial foarte mare în EFC, însă noi o să alegem pe Rastes pentru care overall-ul prea mare și vrem să joace din prima ca portar titular. Așa că Gomez pierde. E bine, și pe 10 milioane de euro aducem un nou portar tânăr la echipă care o să fie categoric titular. E bine, acum că avem portar, haideți să trecem și la right back să vedem ce putem să aducem. E bine, pe poziția de right back avem două jucători foarte interesanți. Avem pe Rico Lewis, pe care eu de obicei îl mai transfer și în alte simulări, și pe acest puș de 18 ani care nici nu știam că este atât de bun. Am văzut că are potențial destul de mare în EFC, însă totuși o să mergem în categorie pe Lewis din cauza că are overall mai mare și noi vrem să crească cât mai mult, că la un moment dat să ajungă un jucător de Champions League. E bine, și vine Lewis pe suma de 14,8 milioane de euro. Ne-am rezolvat și pe poziția de right back. E bine, cu Lewis în dreapta deja arată destul de bine defensiva asta, însă hai să trecem și la fundaș pentru că chiar avem nevoie. E bine, pe poziția de fundaș avem 4 variante destul de bune. Avem pe Belocian, pe Morgala, Spillers și Hato. E un jucător foarte bun, însă noi o să luăm pe cei mai mare overall, adică pe acești doi, Spillers cu Hato. Așa că Morgala și Belocian pierd. E bine, și fundașul Hato vine la Rotherham pe suma de 8 milioane de euro. Al doilea fundaș pe nume Spillers vine la Rotherham pe suma de 5 milioane de euro. E bine, cu acești doi fundași deja fundașii arată mult mai bine, însă ca să completăm avem nevoie de un left back. E bine, pe poziția de left back avem doi jucători foarte interesanți, avem pe Dorgu și pe Barco. Ambii jucători au potențial foarte, foarte mare, însă noi o să alegem overall-ul, așa că Barco câștigă, Dorgu pierde. E bine, și pe suma de 10 milioane de euro Barco vine la echipă. Cu acest left back completăm fundașii cât și portarul și trecem la mijlocași. E bine, pe poziția de mijlocaș, cei mai buni pe care am putut să-i găsesc sunt acești 3 jucători, Gavi, Arda Güler și Zaire Emery, care sunt efectiv fenomenali în carieră, mai ales Zaire Emery crește foarte, foarte bine, Pablo Gavi la fel și Arda Güler, perfect, aș putea spune. Însă haideți să vedem cât o să ne coste, chiar dacă nu avem 1 bilion, totuși o să coste cea mai ales Gavi acesta care are 83 euro. E bine, și Gavi vine pe suma de 85 de milioane de euro, vine la Rotherham. Zaire Emery vine și el pe suma de 46 de milioane de euro la Rotherham. Iar Arda Güler vine și el pe suma de 30 de milioane de euro, astfel completând mijlocașii. E bine, acum mijlocul arată complet radical schimbat, însă ca să terminăm echipa trebuie să schimbăm și atacanții, unde o să fie cel mai interesant, zic eu. Pe poziția de left winger avem doi jucători foarte interesanți, avem pe Nusa cu Axel Dongen. Sincer, ambii jucători sunt foarte buni, cu potențial foarte mare, însă o să merg pe overall, așa că o să-l transferăm pe Nusa.
iar Axel va pierde. E bine, și pe suma de 6 milioane, un nou left winger vine la echipă pe nume Nusa. Îl punem aici pe left winger pe Nusa și trecem la right winger. Pe poziția de right winger avem doi jucători de 17 ani foarte, foarte buni ambii. Îi avem pe Prestiani și pe Rooney, care sunt foarte, foarte buni ambii jucătorii. Însă o să mergem pe overall, așa că îl transferăm pe Rooney. E bine, și pe poziția de right winger vine Rooney pe 5 milioane de euro. E bine, acum că am trenat și cu right winger, trecem la atacant, care este desigur Moukoko, cel mai bun striker de 18 ani, cred că din tot jocul, și care știu de când am început să mă joc ESC 24 pe career mode, care evoluează foarte mult și ajunge la un overall foarte, foarte mare pentru un jucător de 18 ani, așa că clar o să-l transferăm. O să-i coste puțin, însă avem bani necesari. E bine, și ultimul striker pe care îl transferim este Moukoko, care vine pe suma de 25 de milioane la Rotherham. E bine, și cu Moukoko ca striker am completat această echipă, care arată foarte, foarte bine, și toți jucătorii sunt de 18 ani sau sub 18 ani și au potențial enorm în EFC Career Mode. Echipa este completată și pregătită, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce reușește să facă Rotherham cu mulți jucători tineri. E bine, antrenând de simulat pe un sezon, hai să vedem cum arată echipa. Și echipa arată destul de bine, a crescut foarte mult peste tot. Însă haideți să vedem cine a fost top marcator la noi în echipă. Și a fost Moukoko cu 23 de goluri. V-am spus, mă, că acest jucător este chiar foarte, foarte bun. Gavi și el cu 21 de goluri totuși. Dar deci majoritatea jucătorilor au crescut plus 4. E bine, hai să vedem dacă reușim până la urmă cu 4. Ok, e bine, e ok. O să vedem dacă reușim programul să intrăm în Premier din primul sezon. FA Cup, mi-a arătat FA Cup, da, n-am nicio șansă. Carabao Cup, nu cred. Hai să vedem, acum este decisiva. Intrăm în Premier sau mai stăm în Championship, și se pare că rămânem în Championship cel puțin încă un sezon. Batem aici Southampton, însă presă să ne bate în final. E bine, am intrat în sezon cu numărul 2. Echipa în continuare este pregătită și bună pentru a lupta acolo ca să intre în Premier League. Așa că haideți să intrăm în simulare și la sezon cu numărul 2 să vedem ce reușește echipa tinerilor să facă. E bine, în simulat sezonul cu numărul 2, hai să vedem cum arată echipa. Și arată foarte, foarte, foarte bine. Gavi la 91, Overall, Moukoko la 85, Arda Güler 85, Zaire Emery la 86, fundașii și au crescut puțin acolo. Însă hai să vedem cine a scris cea multe goluri. Și este Gavi cu 24 de goluri, Moukoko cu 22 doar. Și la asisturi este Arda Güler. Hai să vedem că reușim. Wow, ok, nu reușim deloc aparent. Pare că suntem pe locul 6, însă mai avem 6 la Championship Play. Hai să vedem totuși Emirates Cup. N-avem șanse, ok. Carabao Cup, hai să vedem. Nu câștigăm. Champions Playoff, let's go. Și Nu pot să cred. Aici câștigă Luton Town și pe noi ne bate Luton Town. Am înțeles, pe noi ne bate Luton Town. E bine, am intrat în următorul sezon, sezonul cu numărul 3, unde trebuie să ne punem niște different planuri destul de bune ca să crească destul de bine. E bine, l-am pus aici niște different planuri ca să crească foarte bine ei. Însă depinde foarte, foarte mult de ei cum o să joace și dacă o să intre meci. Eu sper că o să intre, pentru că nimeni nu poate să le facă față pe banca de rezervă. Însă o să vedem. Așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 3, să sperăm că data asta ajungem în Premier League. Am trebuit ales mult, să sperăm că data asta ajungem în Premier League. Hai să vedem cum arată echipa și vedem că majoritatea sunt la națională. Însă vedem că au crescut destul de mult jucătorii, că aproape toți jucătorii au peste 80 overall, ba chiar unii ajungând la 90 overall. Însă haideți să vedem ce am scris cea multe goluri, și este Gavi cu 26 de goluri, pe locul 2 Moukoko și pe locul 3 Rooney. Hai să vedem că reușim și se încarcă. Ok, mă, let's go, reușim pe primul loc de data asta, câștigăm și acest trofeu, câștigăm un trofeu atunci când câștigăm Championship-ul. Și am reușit până acum să câștigăm cu 102 puncte, la fel ca Everton, mergem în sfârșit în Premier League. Bine, am intrat în sezonul cu numărul 4, unde echipa arată foarte, foarte bine, însă suntem de data asta în Premier League cu Rotherham. Sezonul acesta jucătorii trebuie să se pună bine pe treabă, pentru că data asta bătaia este mai grea aici și mai ales că vrem un spot de Champions League ca să încercăm poate ce știe câștigăm. Da, și different plan pentru acest sezon, așa că simulăm sezonul cu numărul 4 să vedem ce vor reuși Rotherham să facă în Premier League data asta cu echipa cea mai tânără. Let's go. E bine, antrenant de simulat sezonul cu numărul 4, hai să vedem cum arată echipa. Și arată foarte, foarte bine. Toți jucătorii în momentul de față sunt oficial peste overall de 80, însă acești jucători nu s-a văd că nu prea vrea să joace, pentru că are 81 overall, cea mic overall din echipă. Însă totuși, hai să vedem cine a înscris și multe goluri. Și este Moukoko cu 19 goluri, cam puține goluri la echipă de câte văd. Haideți să vedem ce a făcut în Premier League. Vedem că suntem pe locul 5. Let's go, let's go. Nu așteptam absolut deloc să fim pe locul 5 în primul sezon în care stăm
în Premier League. E ok, nu este un spot de Champions League, dar măcar este un spot decent și este și de Europa League. Emiratul SF Cup reușim? Nu reușim. Carabao Cup putem? Nu. No. E bine, suntem în sezonul numărul 5, unde echipa vede că arată foarte, foarte bine în cap, la 94 overall. O să mă bag eu să fac repede development planul pentru acest sezon și după o să trece la simulare. E bine, am făcut development planul, așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 5, să vedem ce reușește echipa, tinerilor să facă. E bine, Adrian de simulat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, însă Gaf este accentat. Wow, ok, s-ar putea să nu fi câștigat prea mult din cauza că Gaf a fost cam crucial la echipă și ok, ok, nicio problemă, las că a jucat 45 de meciuri, a scris 23 de goluri, foarte, foarte, foarte bine pentru de aici. Mukoko și el la fel, a reușit 34 de goluri, însă haideți să vedem, reușim, mă, let's go, reușim până la urmă să fim în top 4. Sezonul viitor vom juca în Champions League. Mai departe, haideți să vedem și nu reușim aici să câștigăm Emirates SF Cup. Mai departe, Carabao Cup, no, pierdem în finală, bă, ce nașpa. Am fost în Europa League, unde am terminat grupa pe locul 1 cu 18 puncte. În round of 6 se pare că am bătut pe cei de la Augsburg cu 5-1 la general, însă în quarter final se pare că ne bate Sevilla la penaltiuri. E bine, am intrat în sezon cu numărul 6, sezon acesta suntem în Champions League, așa că va trebui să facem development planul la toți încât să joace în cea mai mare puterea lor ca să reușim acolo să câștigăm Champions League-ul, așa că haide să trecem la development planuri. E bine, echipa este pregătită, jucătorii au development planul destul de bun, așa că haide să simulăm și acest sezon, de data asta suntem în Champions League, așa că haide să-l câștigăm. E bine, al treilea de simulat, haide să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Aproape toți jucătorii sunt de over 90 plus, ba chiar 97 Mukoko, foarte, foarte bun jucător, însă nu s-a, se pare că mai greu cu el, chiar e mai greu cu el. Hai să vedem ce a fost top marcator și a fost Mukoko cu 36 de goluri, let's go. Rooney cel cu 24 de goluri și la asisturi Arda Güler. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm pe Premier League, let's go, câștigăm Premier League cu 82 de puncte, wow, chiar nu mă așteptam. Emirates SF Cup, hai să vedem, reușim să câștigăm în final, mă, let's go, versus Liverpool. Mai departe, hai să vedem, nu reușim Carabao Cup, dar asta este. Hai să vedem ce a făcut în Champions, se pare că terminăm pe locul 1 cu 10 puncte, însă în round of 6 ne scoate la Atletico Madrid cu 4-2 la general. E bine, am setat divinul în planul la toți, să sperăm că sezonul acesta nu s-a va crește destul de mult și că avem o șansă mare acolo să câștigăm Champions League-ul. Așa că simulăm sezonul acesta să vedem ce reușește Rotherham să facă. E bine, Andrei Nesmat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. 89, în sfârșit, 89, a crescut Nusa. Mukoko are 98, wow, 96, 96, 96, 95, 96, 94, 95, 95, 94, deci că e o poezie. Oricum, arată foarte bine echipa asta, în curând cred că o să ajungă mulți la număr, pentru că ăștia, jucătorii aceștia, cu cât le dai development perfect și cu cât joacă foarte mult și sunt și tineri, adică 24 de ani, o să crească foarte, foarte mult. Hai să vedem totuși ce am scris cea mai multe goluri și este Mukoko cu 33 de goluri și Rooney cu 30, foarte bine și el, și la asisturi este Arda Güler. Hai să vedem că reușim să câștigăm Premier League și reușim din nou, let's go, două sezoane la rând câștigăm Premier League cu 74 de puncte. Mai departe, hai să vedem, reușim să câștigăm și FA Community Shield versus City. Mai departe avem, ok, aici ne bate Spurs în finală în Emirates FA Cup. Mai departe în Carabao Cup, no, câștigăm aici noi, câștigă Arsenal. Haideți să vedem ce a făcut în Champions League. Se pare că am terminat grupa pe locul 1 cu 18 puncte, însă iar pierdem în round of 16. Ne bate în Salzburg, wow, la penaltiuri cu 4-2. E bine, suntem în sezonul cu numărul 8. Să sperăm că sezonul acesta este sezonul în care câștigăm Champions League. Avem echipa pregătită, este chiar, cred că poți să zici, cea mai bună echipă. Echipa este pregătită, development planul este făcut, așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 8 să vedem ce reușește echipa tinerilor să facă. E bine, Adrian de simulat sezonul cu numărul 8, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, what? Să ai puțin ce? What? What? 98 portarul? Ok, 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 ceva se întâmplă aici, e ciudat. Deja devine foarte ciudat. 98, 97, 97, 97, 98. Wow, echipa asta a crescut prea mult. Hai să vedem totuși ce au reușit să facă. 35 de goluri Mukoko, Arda Güler 32 și Rooney 22. Hai să vedem, reușim și reușim din nou să câștigăm Premier League, let's go. FA Community Shield, câștigăm și FA Community Shield. Emirates FA Cup, nu câștigăm. Mai departe Carabao Cup, nu câștigăm. Hai să vedem ce a făcut în
în ce se pare că am terminat grupa pe locul 1 cu 12 puncte. Mai departe, în round of 6 se pare că dăm de Bayern pe care o bate cu 4-2 la general. În quarterfinals dăm de Real Madrid pe care o bate cu 4-1 la general. În semifinale dăm de Leverkusen pe care o bate cu 3-1 la general. Și finala o jucăm versus Juventus, care a câștigat acolo 3-1 la general. Hai să vedem. Este ocazia perfectă ca să câștigăm UEFA Champions League cu acești tineri și nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. Cum ne-au bătut, mă, 3-1? Imposibil, refuză. Nu știu ce echipă au ăștia de la Juventus, 3-1 ne-au bătut pe noi. Din păcate nu reușim să câștigăm Champions League-ul, însă revenim poate sezonul viitor. E bine, suntem în sezonul cu numărul 9, unde echipa arată fenomenal, nu pot să înțeleg de ce nu câștigă Champions League-ul. Nu s-a mai rămas să mai crească, am făcut deja din moment planurile și le-am pregătit pentru acest sezon. Așa că, haideți să simulăm și acest sezon să vedem dacă reușim până la urmă să câștigăm UEFA Champions League. Let's go! Am trebuit de simulat și sezonul cu numărul 9, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm Champions League în sezonul acesta. Însă până atunci hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Bă, deci dacă era asta n-o câștigă. Deci 95, 98, 97, 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
posibil. Hai să vedem totuși cine a scris cea mai multe goluri. A fost Rooney cu 34 de goluri. Ok. Hai să vedem, reușim data asta să scriem Premier League. Se pare că reușim cu 87 de puncte. I-am spart pe restul. FA Cup Community Shield reușim să câștigăm cu 2-1. Emirates FA Cup, hai să vedem, nu reușim. Carabao Cup reușim. Ok, reușim Carabao Cup cu 4-0 versus City. Hai să vedem ce a făcut în Champions. Se pare că am ieșit din grupa pe locul 1 cu 14 puncte. Însă nu pot să cred așa ceva. Ne scoate Salzburg. Ne scoate Salzburg 4-2 la general în Round of 16. Mamă, ce rapid ne-a scos. E bine, suntem în sezonul 10. Ultima șansă al acestei echipe să câștige Champions League-ul. În continuare o să mă uit acolo la diferent plan, dar încă nu pot să cred cum această echipă nu câștigă Champions League. Poate din cauza la banca de rezervă, dar n-avem voie să facem nimic la banca de rezervă, doar la titulare. E bine, echipa este pregătită. Am făcut diferent planuri, așa că haide să vedem. Sezonul cu numărul 10, ultima șansă a lui Rotherham să câștige Champions League. Bine, antrenament smart și ultimul sezon. Hai să vedem cum arată echipa în continuare și arată prea bine. Efectiv, echipa asta arată prea bine. 99. 5 jucători de 99 overall. Hai să vedem cine a marcat cea mai multe goluri și a fost Rooney cu 36 goluri. Foarte, foarte bine acolo. Hai să vedem că reușim din nou să facem. Ok, let's go. Reușim să câștigăm Premier League din nou. FA Cup Community Shield câștigăm. Câștigăm FA Cup Community Shield. Emirates FA Cup, hai să vedem. Nu reușim. Carabao Cup reușim. Reușim Carabao Cup cu 2-1 versus Manchester United. Însă haideți să vedem, Champions League este cea mai important. Reușim în ultimul sezon să câștigăm. O să vedem imediat, reușim aici din grupă să ieșim pe locul 1 cu 12 puncte. Însă se duce tot hype-ul pentru că în Round of 16 ne scoate Juventus. Bă, ne-a blestemat Round of 16-ul ăsta. Ne-a blestemat, numai din prima. Din primul play-off suntem scoși. Ne-a scos Juventus cu 3-1 la general. Și câștigă Dortmund. Ok. E bine, cam asta a fost simularea echipei celor mai tineri jucători under 18. Eu zic că ne-am jucat destul de bine, însă nu am reușit până la urmă să câștigăm Champions League-ul. Asta e o problemă foarte mare. Nu știu cum a reușit, pentru că cu așa echipă trebuia să câștigi nu doar singură dată Champions League-ul. Dar ok, se pare că banca de rezervă a contat foarte mult, pentru că n-am avut banca de rezervă, n-am putut să câștigăm. Dacă aveam, cu siguranță să câștigăm. Însă asta a fost să fie obiectivele la trofee. Eu zic că le-am completat acolo și eu zic că oricum ne-am jucat foarte bine. Dacă a plăcut acest videoclip, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați ca să n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat. Pa, pa!